Uite, tata și fiu. Imagine emoționante cu cei doi. Iată, bă, sunt două persoane distincte, evident. Doi arbitri eleganței. Doi arbitri eleganței. Și vorbesc la fel, pe cuvântul meu. Deci așa e, n-ai nevoie de test de paternitate, n-ai niciun. Când deschid gura, uitați aici o floare de la mine. La pe doi înțelegeam că era o greutate, el avea de făcut foarte multe lucruri, trebuia să se transporte pe sine și să-și vorbească. Era mult efort fizic. Dar ăsta tânăr, ce scuză are să vorbească așa în lene? Haideți, dar poate veni să mă votați. Pare că nici tu nu pui osul la treabă să te duci la vot. Pare că e deja câștigată primăria, n-ai nevoie să te mai și auzi, să te mai și reprezinti, să nașul. Te înfoi. În filme. Da? E așa de Godfather. Și mai aveam un pic să întindă și mâna să-i pupați-mi ghiurul aici. Sunt viitorul primar al sectorului 5. Da, hai, mergeți. Și de el binecuvântare. Nu știu, nu mă pare că ești împotriva demersului. Ce? Păi pare că te împotrivești. Că n-a zis cum trebuie. Și asta nu că îmi las pe la mic primar în locul meu. Decât să dea în cap la oameni pe stat. Domnul, stai, mai bine, nu mai face judecăți de valoare. Mai bine, stai să vedem cât de tare dă, că elegant, poate, nu știu, da. Hai să vedem, lasă-mă cu astea și o să-l pun pe Fimiu primar aici. Și să-l pui tu, bă, nu spun, deci locuitorii sectorului 5 să te anunțați că aici o să-l punem pe Fimiu și gata, e bine așa. S-a instaurat o domnie ereditară. Ce e asta? E moștenire, practic, e... Practic, lași moștenire. Dominionul de Rahova. Dar nu poți să-și greaua moștenire. pentru că și-a pus inel gazdă. Da, e mai... Da, mai un pic de moștenire.